Țăi. Muzica a mai pierdut un artist talentat care a scris istorie în industria muzicală. Vorbim despre rapperul american Takeoff, membru al trupei Migos, care a fost împușcat mortal în timpul unui joc cu Zarul la vârsta de 28 de ani. Potrivit BBC, rapperul se afla în afara unei petreceri ce avea loc în Houston, Texas, în jurul orei 2:30 dimineața, acolo unde se afla și colegul, respectiv unchiul său, Quavo. Takeoff, pe numele său real Kirschnik Kari Boll, ar fi fost, potrivit informațiilor, victima unui scandal iscat între mai multe persoane de la fața locului. Ce este și mai trist este faptul că doar cu câteva ore înainte de deces, rapperul și-a anunțat lansarea videoclipului pentru noua sa piesă Messi în colaborare cu unchiul său Quavo. Pentru cine nu știe, lui Takeoff se datorează o mare parte din succesul trupei Migos, el fiind cel care l-a îndemnat pe unchiul său Quavo să se apuce de muzică. Tot el este cel care, potrivit spuselor prietenilor și colegilor de breaslă, era cel mai devotat și muncitor membru al trupei. Rapperul s-a născut în Lawrenceville, Georgia, în 1994 și a fost pasionat încă de la o vârstă fragedă de muzică, apucându-se de cântat împreună cu unchiul lui Quavo și verișorul său Offset în 2008, sub numele Polo Club. Artistul a reușit să-și lase amprenta de-a lungul timpului prin reușitele sale muzicale, atât pe plan solo, cât și în ceea ce privește amploarea proiectului Migos. Industria, fanii, prietenii și cei care i-au ascultat cel puțin odată muzica au fost zguduiți de vestea care anunța decesul prematur al rapperului, reacționând instant pe social media. Takeoff, mulțumim pentru muzică. Rest in peace.